Faptele rele se pedepsesc, iar cele bune se recompensează. Refugiații veniți în Moldova din țări cuprinse de războaie au decis să facă un gest de omenie, fiind convinși că o mână de ajutor întinsă la timp poate salva vieți. Aceștia au donat sânge, astfel mulțumind întregului popor pentru că i-a găzduit atunci când au ajuns în impas. Cei care au venit la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui spun că o fac benevol pentru că, indiferent de etnie și țara de origine, toți suntem oameni. Я хочу сдавать кровь, чтобы спасти кого-то жизни, может быть, когда-нибудь надо и нету. И мы хотели это доброе дело, как бы делать людей. И пусть будет арабской кровью в ваших молдаванах, пусть идет чистой арабской кровью. Есть невой де донаре сынчи, но я fost ajutat de guvernul Moldovei și poporul Moldovei. Și noi, la rândul nostru, trebuie să ajutăm să sărim la ajutor. N-au chemat și noi am venit. Eu sper să fie, să salveze o viață. Și oricine trebuie să ajute să sară la ajutor? Noi suntem oameni. Надо помогать. Когда людям помогаешь, Бог тоже благословляет. Надо друг, надо поможет, надо. Слава Богу, такой возможность есть у нас здоровье. Donatorii au fost însoțiți de un reprezentant al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, care susține că astfel de gesturi sunt temelia solidarității între oameni. Noi vedem acest gest al refugiaților drept un gest de solidaritate și în același rând o demonstrație a faptului că prin venile lor curg același sânge ca și cetățenii Republicii Moldova. Iar în momentul în care cineva are nevoie de ajutor, exact cum ei au avut nevoie atunci când au fugit de război și au părăsit țările de origine, ei acum demonstrează că pot da și pot acorda și ei o mână de ajutor persoanelor care i-au găzduit. La Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a venit peste 30 de refugiați din Siria, Irak, Afganistan și Pakistan.